Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cupa Prieteniei. Ultimul sfert de finală, mă! Nebunie! Like, mă! Mamă, ce ne așteaptă? Avem Barcelona PSV? Va fi haos. Până să începem acest episod absolut incendiar din Cupa Prieteniei, nu uitați că aveți în descriere 3 link-uri către neba.com, unde găsiți jocuri în format digital la super prețuri și gift carduri pentru Xbox și PlayStation. Sunt și carduri cadou aici pe site, FC Points, V-Bucks, la Fortnite, multe altele. De asemenea, link-ul de FC24 vă duce spre pagina de EA Sports FC24, unde jocul este aici pe toate platformele și multe altele. Găsiți totul acolo în descriere. Oameni buni, arată-ne mine. Ivan, Dracu și Bobo. Încântați. Băieții poate nu sunt youtuberii mari pe care ați văzut Mădălin, Zbârn, nu știu ce, dar cartierul e aici, sudul. Într-adevăr. Sudul este aici și dacă sunteți din București, știți despre ce vorbesc, o să fie Catrinca de pe lume, avem sferturile, dă-i acolo pe monitor stânga să vadă și băieții bracketul, ce s-a jucat până acum, spoiler dacă nu v-ați uitat la celelalte, ăla este. Avem ultimul sfert, Barcelona PSV Eindhoven. Că din acești Tudor puțin a prins Barcelona. Joacă City cu Lazio. Data viitoare, în episodul următor. Da. Iar acum avem Andu și Regen cu PSV versus Barcelona, asta puternică și normal un bracket foarte frumos. Uite ce au fost. 6-5, 6-4. Numai meciuri ca lumea. Ca la teatru. 10-11, gol după... Repetiție. Repetiție. Mingea. Mamă, 6-5, 6-5, 6-4, așa se joacă. Și cum 4... o să fie oare acum, doamne? Mă las cu comentatorii. Dar ciudat că doar echipele de sus au câștigat în fiecare brechet. Da, echipele de acasă. A fost mânărie. Și Barcelona, și acum câștigă Călin cu Tudor. Dacă ia Barcelona, tot aia e. Vreți să-mi fac mânăria, că nu câștigă Călin și Tudor? Dacă ia Andu, este regele meu. Practic, deci dacă Andu câștigă cu PSV, noi în momentul ăsta încheiem seria, se încheie aici, episodul ăsta. Nu ajungem în final. E ultima dată când vine Andu dacă bate cu PSV. E ireal. Și Regen nu mai joacă. Data viitoare vine doar să comenteze. Andu data viitoare ar vă joace doar cu o mână. Corect. Doar cu o mână. Data viitoare, nu știu. Îl băgăm în echipă de 4 cu 3 amatori și el. Să nu mai joacă cu o mână. Exact. Și cu o mână. Doar cu o mână. Vreau să vă mai zic că apreciez foarte mult că susțineți Cupa Prieteniei de atâta timp. Nu uitați de like-ul acolo, subscribe-ul acolo, căutați-i pe băieți în descriere. Dacă vreți, dacă nu... Dacă nu, tot like. Dacă nu, like. Dacă nu, like. Fi like, mă. Opa. Se fac echipele. Mă, și eu să mănânc copiță aici, nu? Poftă bună, Teo. A început. Derby. Întrebarea e alta, care-i care? Da, n-am aflat asta. Barça cu PSV. Corect. Fotbalul e în două echipe, doar nu fi patru. Hands penalty, foarte bun început. Stai că mă duc să-i întreb. Stai că se fac mânării. Se fac mânării deja. A, domne, eu sunt pe alt. Corect. Eu trebuie să schimb, eu trebuie să dau și după right trigger. Eu dă pe stai, dau și după rădoi. Vedem, deja la punct de vedere pe care am putut-o. Cum e Regen? Păi e bine. Roșie Călim. Roșie Călim, bun. Ok. Fiat în gol. Deci fentă, pasă gol. Nu mai ține minte nimic. Deci Movi e Regen, da? Da, Movi e Regen. Regen. Bun, Regen bate corner. Bine. Foarte bine, Regen la balon, pasă Andu. Pe Andu care e campion multimiliardar. Multinațional, nu știu cum să-i zic. Campion multimiliardar la fotbal. La fotbal virtual, la cupă. El e. Deci să vedem acum Andu la balon. Andu. Cu Van Aanholt. Mamă, ce echipă au, n-au echipă. N-au echipă, vede. Van Aanholt. Joao Cancelo, cred că e Joao Cancelo că tot. Deja văd comentariile. Mamă, i-a schimbat pe Pokémonii aia, trebuie să comentez. Bine. Pedri. Foarte bine că din aici. Ia. Mamă, că Călin! Mamă, nici nu vreau să văd ce comentarii sunt, sincer. Da, mi-e place, râd. Din nou aici, foarte bine, Călin în bandă. Cu fake shot-ul, da, l-a luat bine Andu. Cu Bakayoko. Mamă, n-au echipă deloc, frate. Nu știu. Dar uite cu cine joacă în atac, cu De Jong, are 45 pace. Ăla de la fost la Barça, da. Bine, Călin. Tudor până acum n-a ieșit foarte mult în evidență. Da, acum bate out. A bătut repede, Călin, Tudor din nou. Călin acum cu Joao. Pasă pentru Tudor. Ce ești, Tudor cu Gündogan. Pasă pentru Lewandowski. Pasă.
Cancelo, în care? Tudor. Întoarce-mi. Tudor, întoarce-mi. Scumbur. Altruist Tudor a vrut pasă pentru Călin Apcio. Da, o să fie amuzant. Călin Apcio nu are să facă nimic cu mingea. Regen. Sau cum, Regen. Se duce în la... Regen. Dă-i Luandul. Dă-i Luandul și zi, te rog frumos, dă gol. Lozano ăla nu e atât de rău. Lozano e cel mai bun de la PSV, în FIFA. Că nu se compară cu viața reală, că toți joacă bine în viața reală. Adică... Adică fotbalul e rotund, să ar spune un bun filozof. Tudor aici din la balon, Tudor pasă bun aici în centru, pentru Călin, știu băieții, Călin chiar joacă foarte bine, sincer. Tudor știe și el scheme de alea bune, pasă! Pentru Călin, mama, doamne, a dat pe roșu. Scovercuța cu da, foarte bine se apără cei de la Barcelona, Călin acolo e imperial în Cucunde. Pasă pentru Tudor. Tudor în apare, Guaravo, ia la mișto poziția. Are echipă de 100 de ori mai bună. Ca și cum s-ar vedea, joacă cu... Călin Tudor, greșeala lui Tudor și scapă Andu. Andu scapă. Andu la balon cu Lozano. E pasă fața porții. Gol! Gol 1-0, pârtea școlii. Oh, Grini! Lăcheala! Lăcheala din curtea școlii. Eu n-am ce să zic că și-am făcut Grini. Până... Și te-au făcut, nu v-ar fi rușine. E ok. Bă, v-am zis. Da, deci... După cum vedeți, băieți... O greșeală în apărare și Andu i-a taxat imediat. Din cota 1.25 Barcelona crește la cota 1.54. Da, atât. O să le fie greu când a doua repriză ăștia. Mamă, greșeală din nou Andu, se duce bine de cu Lang. Care, văd că știe scheme și Lang, frate, știe cu Gogoașa. Și cu Andu și cu, zic, cu Lang. Știi cu Varza. Gogoașa la Andu Araujo. Este cu cremă de biscuiți. Ma. Bine, bine, Joao acolo, pasă bine, îl vede bine pe Pedri, Pedri, Golden Boy! Tudor Buțan! Tudor acolo, trebuia de să... E posibilitatea de Regent, Andu la minge. Andu, pasă bună pentru Regent! Era plecat după Căpșuni, după Căpșuni pe Spania. Până ieșea, până mergea Bacaiocon în care... Pasă bună Călina aici. Da, Barça a controlat, adică a controlat bine jocul, dar... Dar fotbalul se joacă pe goluri, deci degeaba. Nu pe control. Da, corect. Dar o să le fie o greșeală din nou, băieții greșesc în curtea școlii și Andu se duce cu Van Aanholt care... Doamne! Băi, Andule! Se vede că a jucat la Chelsea, Van Aanholt. Greșeală din nou, greșeală! Și... Doamne! Doamne, te reștec în joc aici! Ce se întâmplă jocul ăsta? Ireal. Joc periculos, acum Barça calmează jocul. Partea. Tudor. Tudor pentru Călin. Călin cu Pedri. Are cu Pedri până în poartă. Ce bine dacă pasă centru pentru Tudor Buțan. Doamne, ce face? Tudor Buțan scapă mingea dintre picioare, parcă nu avea... Nu se coordonează cei doi, favoriții acestui turneu, putem spune, nu se coordonează deloc. Cum am spus și înainte, când eram pe canapea, cota de 1.25 este foarte periculoasă, niciodată nu păresc pe 1.25. Niciodată nu păresc pe 1.25. Tudor cu Rafinha. Greșeală din nou și... Da, băieții de la Barcelona au greșit mult, sincer. Într-adevăr, se întâmplă când favorita ia cu superficialitate meciul. Da, exact, că au echipă slabă, băieți, dar iau-te că ia la pase. Andu, acum în bandă, cu Andu, Lozan. Andu la balon. No, Călin, depozitare foarte bine, Araujo, capitanul Barcelonei. Dar greșeală, Tudor Buțan. Tudor Buțan, cred că a mâncat prea multă pizza, dar nu este în stare. De Ion, care are 3 metri și cu unde este, au ei fundaș foarte bun Barça. Tudor Buțan la balon, pasă pentru Călinaciu. Călinaciu, cu Joao Cancelo. Urcă. Crinaci. Joao Felix. Portugheș. Greșeală. Ramalo. Tudor Buțan greșește în continuare de-a lungul acestui meci. Da, Tudor nu știu ce se întâmplă cu el. A mâncat prea multe felii de pizza, cred. Da, nu știu exact ce se întâmplă cu Tudor, dar... Joao Cancelo. Este și presiune pusă pe ei, ca o Barcelona, o echipă bună. Da, da. Tudor mai aștept de la ei să câștige competiția, însă uitați-vă la ei cum tremură în ghete. Dar mai practic încă mai sunt 3 reprize, deci se poate întâmpla chiar orice. O să le fie greu celor de la PSV pe final, că n-au stamina, sunt vai de ei. Dar văd că se apără Teze, bă, Teze foarte bun, prezent peste tot. Da, Balde extraordinar, da, Tudor acolo cu Balde. Ferran Torres offside, cred. Lewandowski are greșește Lewandowski. Nu știu cât a greșeală Tudor Buțan în care se grăbește cu mingea. Cred că din nou a avut prea multe pizza pe peperoni, trebuie să mănânci niște clasice. I-am zis, nu blat cu fos. S-a pus greu pe burtă, nu poate să mai să mai paseze. Blat subțire, dacă aveți blat subțire, de ce Leva, pasă bună pentru Joao! Joao, pasă Ferran! Barcelona revine 1-1! Pomană de gol! Ce fază frumoasă! Pomanagiu! Ce fază frumoasă făcută de cei de la Barcelona!
1-1 și Managiu. Se fac schimbări. Te rog. Ce bară penibilă, doar în ei vezi așa ceva, în ei da. FC 24. Da, un meci, un meci interesant. Nu ca restul, au fost multe goluri. Da, da, de acum se joacă matematic șahist. Da, joacă băieții tryhard așa un pic. Dar din nou greșeală mare, nu știu, nu l-a văzut pe teren, a dat pas în el efectiv. Nu știu exact ce se întâmplă, dar Andu la bolă. Pas pentru Rejet în centru. Lang, lang, lang. PSV 2-1. Barça în corzi. Bine, Regen! N-au apucat să se bucure de egal. Bravo, mă, bravo. Că vine aici Andu cu pasa bună pentru Regen și este 2-1. Conducerea scorului. Lang, ce jucător. Mai bun decât Joselu Dragne. Cine ar fi crezut? Echipa olandeză conducând din nou pe catalunezi. Aici pe Camp Nou, care nu e în joc, dar pe practic e pe Camp Nou. Dar din nou, se pot întâmpla multe. Bakayoko, dar văd că Andu știe joaca, încă știe. N-a câștigat degeaba ultimele 356 de ediții. Dacă Andu va câștiga această cupă prietenie cu echipa PSV, este clar. Da, este vot public. Unanim. De fapt, unanim nu se mai cheamă Andu, e doar doar comentator, da, nu se poate, frate. Dacă vrea Andu să vină, să facă șprițuri, să comande pizza. În rest, nu mai în rest, nu mai. Nu mai, frate, că nu e posibil. Focul aici. Și un controller nu are baterie, cred că e genit. Cred că e gata meciul aici. Cum ar fi să se deconecteze și când să dea și... Ramalho. Nu știu cine este exact. Și o să zică un copil acolo. Nu, mă, tu nu știi pe Ramalho de la PSV? Da, da, da. Am mai văzut... Bravo! Hai să sare la noi, sare la noi. Și în surpriză acum la noi se întoarce Teo la... Ce părere ai Teo despre acest meci? Barcelona! Cine ar fi crezut? Până acum am spus dacă Andor nu mai poate. Dacă Andor câștiga, dacă Andor câștiga, dacă Andor câștiga această cupă cu PSV, nu mai vine. Cum ar fi, frate, să câștige Regent cupa cu PSV? Nu, el nu și-ar da de... Deci Andu vine doar ca și comentator, dacă câștigă și Andu. Pe bune, da, rămâne analist. Nu, rămâne analist sportiv. Andu poate să fie Ilie Dumitrescu, dacă vrea, îi luăm și costum. Să avem băiat la butoane și o să lăsăm acolo doar pe el, știi, singur acolo să comenteze. Mai ales că la anul va fi cupa prietenii Euro. Cu 24 de oameni, 1-1. Și Andu, avere. Păi Andu, cum stăm aici avere, 3 zile. Dar mă, să fie pe 2 zile, o să fie o sărbătoare de aia adevărată. A doua zi vine cine mai poate, că se face after party. Foarte frumos, cine duce, cine duce. Și Andu poate doar cu Albania să mai joace, gata, și cu Albania ne bate. Da, nu, cu Albania, nu, nici cu Albania. Apar albanezi în comentarii. Andu poate joace cu Finlanda, dacă se califică mai departe. Corect. Bate extraordinar, Călin aici în bandă, bravo, Călin! Bravo! Ai dat-o lui Ferrar, Călin pasă pentru... Bă, Călin! Bravo! Bă, vreau să văd cine e asta, mă. Da, mă, un meci. Bă, e mai strâns ca număr strâns, de goluri. Cel mai strâns, cel mai strâns meci până acum. De până dar dacă e 2-2. Ar fi nebunie. Cam noul... După returul, Cam Nou, care încă nu e în FIFA, dar... Noi le prefacem că joacă pe Cam Nou. Joau cu schemele! Pasă pentru Joao Cancelo. Vezi, mi-a mers în spatele ăsta. Îi dau pasă și după aia vor să revină în centru și apoi nu mai pot, că închide Andu. Că da, e el șmecheros de ăsta, de Ultimate Team. Pentru că Andu... Câte ori are? 3400? Multe, da. Iar pe Ultimate Team nu mai așa jucăresc. Pasă, pasă. Și el știe că pasă, pasă. Și am zgos! Da, de unul! E gol! E unul! E unul! Doamne Dumnezeule! Barcelona! Ce se întâmplă? Barcelona acasă! Barcelona! Ce se întâmplă Andu cu Barcelona, nu se mai recunoaște. Andu nu mai vine la cupă. Dacă Andu salută Andu, dacă vezi acest clip, sper să nu mai vii. Nu mai vine. Andu, te rugăm frumos, du-te și comandă pizza, nu mai juca FIFA, am pe control. Lasă-ne, lasă-ne, spune că noi suntem jucători amatori. Cupa cu PSV Eindhoven. Bă, băiatule, bune, lăsăm pe-ți, plecăm acasă pe-ți. Propun cum am făcut. Îi las casa lui Andu. Propun la începutul clipului Andu acum încolo. Să joace legal la o mână și poate chiar legal la ochi. La ochi a trebuit și să zică Regent. Da, da. Vezi că suntem în dreapta, da. Dă în centru și el tot ar da perfect. Și sus de gol. Tot ar da gol. Tot ar da gol. 5 cu controlul de peste 2. Băi, eu cred că Tudor Buțan și Călinaciu care sunt experimentați. What the fuck, man? Tudor Buțan și Călinaciu sunt experimentați la acest joc și în turnee. Pentru că i-au jucat turnee de 10 ani. Acum 10 ani erau la turnee de FIFA. Acum 10 ani e și Andy Burta lui mama. Păi da, ei la 2014 Tudor Buțan era și Călinaciu era... Într-adevăr, da. Eu știu. Unde se joacă în Olanda. Predicția mea, 3-0 pentru PSV. Simplu, scurci la obiect. Așa decimare.
6-1 general. 6-1 general Barcelona da, în corți în acest moment. Supărat și dracul ăla care e numai de comedie. Da, el n-are, nu știu, aș ca niciodată, aș ca cricket. Eu, da, eu dacă vreți vă aștept pe UFC 5, zările zbouă pe PSN. Oh, ia uite-l, gata. Fac wager-uri, fac wager-uri cu oricine vrea. Opa, Leva! Cred că cei de la Barça sunt frustrați un pic, au pierdut. Însă frustrarea nu știu nicăieri, uitați hituri ce are Barcelona, zici că sunt direct gliciuiți. Deci a fost un meci cu două reprize diametral opuse în care Chiajna a condus, după Astra a condus. După care cumva a apărut în cor de Chiajna în meci și au început și joace da. Și au condus. Și acum o să zică cineva, mamă, dar cine este asta frate, că iau 10 ani. Cine este asta frate? Ești modică frate. Ma. Lang, omul meci, vede, Lang ăla ce joacă așa bine. Bakayoko, penalti! Mamă, fix aproape pe 16 metri. Să vedem acum cum vor liberă cu Andu, fenta. Care, dacă că fac schimă iar. Fac băgat, schimă iar uitați, am văzut că acum toată lumea își bagă pe linia porții. Ia să vedem acum toată echipa pe linia porții, să vedem ce vor aborda. Sau e gol. Direct de Brio! Scoate bine! Ce lămâiță asta? Nu știu cine a fost acolo, dar a scos-o bine de pe linia porții. Foarte bine acolo. Joao. Mic sus bestie. L-auzim pe Andu de aici. Cum urlă, dar nu știu dacă se aude pe filmare. Gündogan. Mamă, nu știu ce joacă, tot îl forțează pe Gündogan. Acum n-a jucat nimic meciul trecut. Se poate observa puterea defensivă a acestor echipe. Foarte greu să treacă de apărare. Atât echipe formate din Călin și Tudor Puțan, cât și echipe formate din Andu și Regent. Da. Însă, e și ajută pe cei la Barcelona ca un fundaj mult mai bun. Da, adică da, și totuși au luat 3 goluri. Da. Iată cum Barcelona centrare. Joao Felix. Nu! Pă suportar și degeaba. Ce a fost asta? Degeaba. Oare Dumnezeu să fie Oanez însă, doamne. Ia scos. Andu. 20 pace. Andu. Andu pasă pentru Reza. 4-1 la general. Incredibil. Călinaciu și Tudor Puțan în genunchi în aceste momente se roagă, Doamne, vă rog frumos. Doamne, să cadă curentul. Să intre, da, să luăm la început meciul pentru că nu așa e cu... Ar fi amuzant? Doamne, ar fi ce amuzant lucru. Bine, să desfumări. Mă, realizez ce se întâmplă aici. Ce? Candu ne decimează cu... Și joc Candu mai departe? Mamă, baftă dracule, să-l bas Pandu. M-a bătut și în finală, frate, e ireal, joacă foarte bine. Fost pro player. Știe jocul ca lumea, mâncați. Păi acum au știut, arunci pe unul, ca weekend league. Respiră. Păi și ei n-au Barça? Păi n-au, PSV. Păi asta zic, dar ei n-au Barça? Da, mă, da, Realul mi-a plăcut decât Barça. Să vedem, mă rog, e fotbal. L-ai pe Vinicius Rudoi și dă-i prin bordă cu ele. Sincer, au și greșit cei de la Barça, că au scos, uite că acum au fost foarte mult fundașii, adică n-au așteptat. Da, suspect cum domnul Buțan și domnul Cădumaci au jucat așa. Da, e ciudat. Țin să vă anunțăm că înainte de începerea meciurilor, Cădumaci și Tudor Buțan strigau în gura mare în casă, că ei vor câștiga, că puteți deja să le dăm trofeu, că nu mai vreau să jucăm. Și PSV are 4-1 la general. Și în același vreau să țineți minte că am zis. Da, și am zis. O costă numai puțin de 5 pentru Andu și Regen să treacă mai departe. Dacă a spus un milion, acum aveți 5 milioane în cont. Felicitări. Oh, ce fază frumoasă, Lewandowski! Și a fost offside. Deci, în continuare, minutul 28, 4-1 la general. Șansele Barcelonei sunt doar că sunt infime, am putea spune. Da, e greu. Merge. Da, urge. Lozano și cred că e gol, dar cu exteriorul. În acest moment putem pur și simplu să lăsăm. Nu uitați așa spune început 3-0 la 3-0 PSV pronostic. Canor Jain la pal. S-a putea să fie chiar un 4-5, da, într-adevăr. Emi Martinez și-a rupt spatele, are... Hai să comentăm despre Arsenal cu... Pasiunea! Minutul 44, Aston Villa conduce cu scorul de 1-0 pe Arsenal. Un meci ce ar fi văzut că pe Arsenal pe primul loc ca clasament, însă Liverpool... Cred că nu... Deja îi vă fața lui Călin. Cred că e supărat rău de tort. A avut 5 șuturi. Despre meciul sus. Ce să mai comentăm? Da, aici e gata. Eu nu mai comentez nimic la meciul. Dacă vor poți să intri să joci cu Doku sau joci un tenis de masă. Ce mai vrei și penalti, băi? Da, Andu la balon. Diblează, da. El cu fault. Mai și fault, iar. Continuă, Andu la balon. Andu se va lăsa pe minge. Nu, va pasa. Pentru Regent.
Regent cu exterior. Oh, ce șut! PSV conduce cu 2-0, 5-1 general și continuare să atace. Ce se întâmplă cu Barcelona? Ce se întâmplă cu Lazio? Ce se întâmplă aici în Aston Villa? A, greșeala lui Barça. Pasă pentru Barça foarte bine. Regent în care pentru Adu! A apărat Ter Stegen una, bravo Terry. A luat 5 goluri în momentul și am zis de e portar. Zici că joacă Barça în viața reală. Leva. Dar nu știu ce formație joacă băieții de la Barça, că e ciudat. Nu mai contează, joacă fotbal. Și acum a mutat portarul! Cu poarta goală. N-a văzut că a schimbat. Poarta goală pe scurt. Da. Deci Regent dă clasă încă o dată jucătorilor. Tudor Buțan, vă amintim Tudor Buțan, jucătorul de FIFA și Călnaceu, cel care își cumpără FIFA precomandă în fiecare an. Uitați-vă la ei acum, conduși 5-1. Nu mai joacă. Pentru Regent care... Da, chiar mai joacă. Da, da. Deci... Bine. Și nu pot să zic. Oh, fază frumoasă. Oh. Și degeaba, unde s-a ajuns nicăieri? Ramalo, orice ar face Andu este la. Și să știți că n-ai cum să zici că a jucat doar Andu și Regen, a jucat foarte bine. Da, da, Regen decisiv la mutarea mutului. PSV la conduce. 5-1. Hai, bătaie. Cine s-ar fi gândit? Cine s-ar fi așteptat când au văzut pe Călnaciu și Dorbuțan împreună? Rafinha. Bravo! Pasiune! Pentru culori, băi! Zeii fotbalului și FIFA-ului, ocazie mare pentru Arsenal! Trece pe lângă poartă în aut mingea. Și cred că este pauză, nu încă. Continuăm. Bravo! 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 Dacă vreți să vedeți comunic și zero, dragi telespectatori, putem să începem acum. Dreascu. Chief Joe Felix! Din nou trag. Ce face, doamne? Remintez. Efectiv, PSV și-a făcut 6 celor de la Barcelona. Vrea să bagi mingea singură în portă, nu lasă. Te rog frumos, ai microfonul liber. Doamne! Călin, mă faci de rușine meciul ăsta, tată. Să știi că nu-mi convine, aveam pretenții mari de la tine. Mă așteptam să câștigi meciul ăsta, mai ales că ai Barcelona și te-ai bucurat ca un copil când a fost extrasă, da? Au spus de la început că ei sunt favoriți, se dă trofeu. Favoriți? Voi la trofeu, voi alea, ce faceți? 5-1 la general, vă umflă PSV-ul. Nici măcar PSG, PSV să moară. Și nici măcar PSD-ul. Nici măcar PSD-ul. Bă, să nu mai chem pe Andu. Băi, chiar vreau Călnaciu cu Blanco acolo, frumos. Frate, dar nu m-a dezamăgit total. Deci m-a dezamăgit, dar n-am cuvinte. Blanco nu că e supărat. Foc de supărat. Foc, mor de supărat. E bună! E gol! 3-0, uitați-vă. 3-0. Golajul, Căline! Căline! Au făcut și gridii în acest moment. Nu-i normal așa. Tudor Buțan și Călnaciu să lase maneta jos. Să se... Unul la muzică, altul la mers pe stadion. Nu se mai e. FIFA-ul nu e de ei. Cine îi mai pune pe ăștia la manetă să le rupă mâinile, să le joace picioarele. Ia uite, s-a demarcat, s-a demarcat. Dacă se face 7-1 la general, doamne, tu, Andule. Doamne! Doamne, portarul după semințe! S-a dus să-și înceapă după jos. 7-1 la general. Bă, Andule, bă, lasă jocul ăsta, mai ieși afară, bă. Andule! Bă, ce se întâmplă aici? Ai dat cu noua langhe, rege, îndrept. Ia-te la un sintetic, Andule, că nu ai făcut. Ai îmbătrânit. Pe bune, mă, ești auto de prime. Ești un fel de Vince Carter în ultimele sezoane. N-ai ce căuta. Mai bați amatori de ăștia la Cupa Prietenii unde dai 7. It's a disgrace. 7-1 n-a fost niciun. Rog, Andule, n-a fost niciodată. Bă, frate, n-a fost așa diferență nici când am jucat eu cu Fazioni Romano și Ganicus, frate. Le-am dat decât 5-1. Care unul e la Minecraft și unul cântă. Efectiv. Doamne. Da, Johnny care se antrena numai cu connector. Da, adică pe Ferentari, nu. Nu știu ce se întâmplă ăsta cu Barcelona, revenim, dar Vericule e imposibil. Da, îmi pare rău pentru Călin și pentru Tudor, dar... Dar nu, n-am mai dat un gol de nu știu când. Dar de ce să ne pare rău? Până la urmă, au venit aici, au spus că ei vor să câștige totul, că deja să dăm trofeu, nu? Da, așa au spus. Călnaciu, dați-mi trofeu ca în Barcelona cu Tudor Buțan. Că nu-i gata, câștigat cu Tudor Buțan. Dacă nu zicea Teo, zicea băieții comentarii, hopă, ce-i minți? Băi, era Călnaciu cu Andu... Chiar că le dădeam cupa dinainte să înceapă. Găline sunt complet dezamăgit. Eu, sincer, eu voiam să pic cu Andu. Comentariu dacă mai vreți să vină Andu la cupa prieteniei. Penalti! Dar degeaba! O, nu e penalti! Au văzut multe în fotbal. Da, revenirea secolului. PSG Barcelona 4-0. Au întors după aia. Să pună, hai că apără. E apărată. Pe centru, la sigur. Încă 5 oameni buni.
Totul se poate. Să pună pauză, să dea 20 de minute. Repriza. Manita. Doamne. Din păcate ratăm aproape. Sigur. Au pus 71. Dep, ce se întâmplă? Ratăm șansa unui El Clasico în semifinale. Bă, cum joacă așa, bă, cu De Jong. Are 36 pace. Am văzut un poartă. Shooting, nu mai zic, are 70. Remarc că o să avem City, Lazio și Real PSV. Deci două echipe de grande așa care mereu ajung și două surprize. Da, semifinalele UEFA Champions League ale prietenii. Dar până la urmă vorbim acum. Vede ce se întâmplă, de ce a dat pas înapoi? Andu are echipa. Mai e o surpriză. Atunci când Andu este la manetă. Dar dacă e picat PSG. Dacă Andu ar fi primit o echipă de cel puțin. Gen PSG. Da, de 4 stele jumate, puteam oficial să-i dăm cupa după ce vedem în acest meci. Eu zic că cu Real Madrid vor avea de făcut. Teo, să le spun o altă întrebare, ce facem după aia cu Dragoș cu pic? Bă, da, mâine o să vedeți un meci mare de tot. Cupa dușmaniei. Important e că Real Madrid are o șansă. Greșeală din nou la Barcelona, dar nu mai oricum nu mai putea. Porta golul! Bă, ce șute o să ridică pe Ibra. Ești în joc, bă, Andule, bă, lasă consola aia, bă. Lasă, Andule, mai du-te și tu mai vorbește cu... El vede că e un confeti cu gazon și știe că de la confetiul ăla pe exterior. În timp ce Ajax se zbate undeva la fundul clasamentului în Olanda, Eindhoven ne oferă un spectacol total în această etape de Champions League. Este degeaba, totul pare, dar Ferran înscrie, nici nu se mai bucură, nici nu se mai bucură. E incredibil. 7 bate-i pe ăsta. Încercăm, 5-4-1 vreau, tata puiu stilul vreau. Eu și Dan Petrescu ce mai jucăm așa. Ei, rupe! Oh, cu portarul Lewandowski! Da, măi, 4-3, Doamne ferește! Dumnezeu oare există? Dumnezeu e din Barcelona. Mamă, se chem la interviu. E din Catalonia. Hai, că n-a fost chiar atât de rău. Baftă! Da, deci nu, hai să ne înțelegem. 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 Te rog, și tu. Așa. Tu un loc. Bun. Deci hai să auzim favoriții acestei cupe. Nu, fii atent. Deci părerea mea e foarte simplă, da? La asta este ultima, eu zic cât se poate declar, se mă uit la cameră, la următoarea cupa prieteniei, sunt ori eu, ori Andu, da? Deci sincer, joc ori eu, ori Andu. Teo va trebui să facă această decizie. Băiatul ăsta vine aici de 4 ani de zile, cupa prieteniei. Vine, vreau să vă uitați de transpirație pe canapea sub el. Da? Vă uitați de transpirație pe canapea sub el în momentul ăsta și o să vedeți cât de prietenie cu toată lumea, da? Așa, deci este mult mai bun ca toți ceilalți. I-a bătut pe toți, ne bate de 3-4 ani de zile. Câte, nu te doare gâtul de la câte medalii ai? Să mor eu, adevărat, nu te doare gâtul? Asta e, se mai întâmplă, da? Tudor, tu ce... N-am ce să mă zic. A fost mai bun, într-adevăr, a fost mai bun, dar a avut și noroc, sincer. 4 șuturi, 4 goluri, a văzut. Primele 4 șuturi au fost toate gol. Asta e, se mai întâmplă. Nu mai vorbim de jocul ăsta, că e cea mai mare mizerie. Mă bucur foarte mult că m-am lăsat de el la 16 ani. Da? Ceva de reproșat la arbitraj? Absolut nimic de reproșat la arbitraj. Am jucat cu niște băieți care ți-am zis, nu știu, cred că putem să ne facem cu toții baie din transpirația care a curs în ei în timp ce ne-am jucat. Ce vreau să precizez? Mine, că urmează să joc contra lor. Nu aveți nicio șansă, Vreau să precizez că... Hai peste-i, Călin, hai peste-i. Singura echipă care a mutat portarul. N-a mai mutat nimeni până acum. Efectiv, n-a mai mutat nimeni. Dar așa e jocul, fraților. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la aceste să două meciuri. Să vină și câștigătorii. Să vină și băieții aici. Mă rog, ce să mai zic? Regent, Andu, haide, hai și voi. Regent, a intrat. Vine și aici... Stai. Andu! A fugit acasă. Lasă-te, prind eu. Hai. Deci... Hai și mă bate Andu, aoleu. Deci, Andu, le vreau să zic că Călin nu că e supărat. E dărâmat de supărare. De... Andrei, mai ești din casă, mă? Mai merge? Deci merge. Bă, da, toată lumea... Bă, ești mai din casă. Două secunde. Băi, te rog frumos, lasă-mă să vorbească. Deci. Unde e la tine acasă? Eu am spus, Regent, că și tu ai jucat foarte bine. Deci, asta zic. Lumea vorbește doar de Andu. Stai. Eu la mine e usca, frate. Uite, miroase. Deci, când neputința atinge... Dar tu ai dat interviu, lasă-mă! A venit tu, dar... Auzi, dar băieții care au pierdut, de ce mai stau? Da-ți-i la tricou negru! Afuera! Donde sta, Tudor? Donde sta? PSV! Incredibil. Acum să revenim. În momentul în care neputința atinge cote alarmante, da, spui că am transpirat, nu știu ce, bă. Noi am jucat cu PSV-ul și dacă băieții erau cel puțin de trecerea clasei, adică de nota 6, ne băteau. Eu zic că am închis jocul foarte bine, motivați. Dă-te,
Doamnelor și domnilor, șoc! Îmi pare rău să vă anunț o veste tragică. X-Breaker s-a așezat unde a stat Andu și s-a înnecat. Bun. Doamne, vă rog, bun, dacă puteți să donați pentru X-Breaker, este la ATI, vă rog frumos. Bun. Bun. Eu nu am nimic de comentat, doar ideea e în următor, că voi o să mă vedeți pe mine în continuare jucând cu Regent, cu fratele meu. Adică PSV-ul în continuare în competiție, Barcelona, na, afuera, acasă, că transpirați, că nu știu ce. Vreau să vă zic, dar ce i-ați dat lui Long? Unde sta Felix? I-ați dat puncile alea bune. Bă, a jucat Long. Deci, n-am jucat atât de relaxat nici când îmi dona unul meciul la weekend, gen aveam 18-0 și nu voia să iasă și bloca controlul. Deci a fost slab, adică n-am avut chef. Așa e, când ești matematic, totul deci, calculat. Neputința, când atinge neputința cote alarmante, repet, încep cu transpirație, cum știu ce. Ce am făcut? Că am mutat portarul. E un skill. Am scuză mă Anduc, portarul se mută de pe FIFA 14. În chatul live de pe acest clip, dacă Andu câștigă cu PSV această cupă, nu mai e chemat niciodată sau maxim pus să comande pizza, să facă și prițuri. Bun. Mi-a dat PSV-ul sau PSV-ul, cum se zice? Ce mai urmează? Contează și cu echipierul, cum adică? Da. Ce mai urmează să ne dați? India? Adică e clar, eu las ăsta aici și ne vedem în semifinale. Eu le-am zis, Andu, să-ți facă o cameră specială. Să facă statuie. Doar tu să stai acolo special să vorbești. Să face statuie, la condițiile pe care le-am eu cu Regen, să ne face statuie. Nu strâmbați, Călinaciu și tu, Buțan, nu strâmbați. Deci eu dacă le-am pe Ivan acum, îl ia la sprint pe Luc de Jong. Bă, mulțumim de ce ați venit la acest episod. Nu, da, mă. Nu contează, mă, nu contează. Nu mai contează. Mă rog, pune acolo. Contează. Deci avem brechet, oameni buni, am ajuns la semifinale. Manchester City, Lazio, Real Madrid, PSV Eindhoven. Am ratat șansa unui City, Arsenal, Real, Barça. Adică erau niște derbiuri de alea. Derbiuri puternice. Dar totuși, vor fi niște meciuri demențiale. Mâine, eu și cu Ivan, îi întâlnim pe Blanco și Quick. Săptămâna prietenii ajunge la weekend, unde sunt meciurile cu adevărat importante. Dă camera mare, dă camera mare. În săptămâna dușmăniei, nu mai e prietenie. Poate Andu să câștige cu PSV Eindhoven pentru că le dă numai exterioare de la Pixel. MBG râde în aceste momente, spune, ha, așa joc și eu, când joacă 5 weekend league-uri per weekend. Vă rog frumos să chema Salva Maru că s-a necat X-Break. Amintesc că mulțumim lui MBG care ne-a luat TV-ul pe care am jucat. Băi, nu. Nu îi mulțumim lui MBG pentru că ne-a luat TV-ul pe care s-a jucat în această seară și e delay maxim, groaznic, Doamne ferește. Nu ne mai lua televizoare, ia ne dorești tu bani din... Ok, mulțumesc băieți că ați fost aici. Vă mulțumesc că ați fost aici alături de noi la Cupa Prieteniei. Like, subscribe, link-urile către băieți în descriere. Revenim cât de curând. Pa, pa!